Tom. Da, câinele a găsit ceva semnalat prin poziția așezat. Conductorul confirmă, să vedem ce este. Urmează verificarea făcută de către colegul nostru. Da, persoana este interpelată, ce avem acolo, atacă. Da, câinele trebuie să apere. A reușit, l-a prins, bravo. Bun. Urmează escortarea persoanei. Dească și să fie atent la orice gest pe care îl face agresorul. Se pare că mai avem un ocupant în mașină care nu vrea să se supună somațiilor legale, nu vrea să iasă din mașină, așa că folosim din nou câinele de serviciu pentru extracția acestuia din mașină. Câinele este prins și de asemenea este imobilizat, da? Observați forța câinelui de serviciu care obligă agresorul să se culce la pământ.